Bună ziua, eu sunt Camelia și astăzi vom vorbi despre coșile de ou și membrana de ou. Nu ar trebui să aruncăm niciodată coșile și nici membrana, care sunt foarte prețioase pentru sănătatea și frumusețea noastră. Știm că oul este un aliment important pentru organismul nostru, datorită numeroaselor proprietăți nutritive. Mulți nu știu că, de fapt, cojile și membrana pot fi cu adevărat importante pentru frumusețea noastră. Aici avem cojile și aici avem membrana. Membrana este situată chiar sub coajă și are această membrană, vedeți, este uscată, are proprietăți puternice de regenerare. Conține substanțe utile pentru regenerarea celulară, precum colagen, cheratină, elastină și acid hialuronic. Sunt folosite pentru producerea de creme normale, hidratante, antirit și antiîmbătrânire. Și aplicarea acestei părți, vedeți, aceste membrane pe piele contribuie la reconstrucția și repararea țesuturilor conjunctive și a vaselor mici de sânge. Și să vă arăt cum scoatem această pieliță. O să separăm albușul de gălbenuș. Așa. Așa, am separat albușul de gălbenuș. Scoatem cu mare, mare grijă. Scoatem această membrană. Vedeți? Așa. Și o scoatem cu mare, mare grijă. Eu aici am avut ouă albe. Vedeți? Membrana. Așa. Vedeți? Membrana. Așa arată. Și o punem la uscat. O uscăm și cojile le spălăm bine și le dezinfectăm cu oțet și le putem ține și puțin în apă fierbinte. Și avem cojile noastre dezinfectate și membrana noastră. Așa, și vom face o mască cu albuș de ou. Dar mai întâi vom măcina în membrana. Masca o vom face din membrana și albușul de ou. Așa, și acum să măcinăm. Așa, să măcinăm. Vedeți, aceasta este pielița. Ia uitați. Pielița de la ou. Așa. Deci, când dacă o strângem, se transformă într-o... Ce Sau o dați membrană prin noastră. blender. O vom pune să o mixăm, așa, într-un blender. Așa. Închidem. Și pornim mixerul și blenduim. Vedeți cât este de puțin? Așa. Voi pune aici în acest vas. O să punem așa cam o parte din cam o linguriță. Așa.
Aici avem albușul nostru de ou și vom amesteca albușul cu membrana noastră. Vom pune o parte din albuș, să vedem. Așa. Să-l punem pe tot și facem așa o mască. Așa, și amestecăm. Amestecăm așa bine. Și pentru un ten mixt putem adăuga 2-3 picături de zeamă de lămâie și o lingură de miere. Și înainte de a aplica masca pe față, aceasta trebuie curățată bine, bine. Și amestecul trebuie lăsat să acționeze un sfert de oră înainte de clătire. Pentru tenul gras, însă, putem să eliminăm mierea și lăsăm să acționeze pe față 10 minute. Deci o să punem această membrană de ou cu albușul și cu zeama de lămâie. În schimb, pentru tenul uscat, o să combinăm amestecul de albuș cu membrana. Cu suc de lămâie și cu struguri roșii, cu zeamă de struguri. Așa. Și lăsăm un sfert de oră și apoi clătim fața. Aici am să adaug și o picătură de ulei de măsline. Așa. Așa, puțin ulei de măsline. Am să pun puțină miere de albine. Așa. Așa. Și apoi am să adaug puțină zeamă de portocală și dacă aveți lămâie, adăugați zeamă de lămâie. Și adaug puțină zeamă de portocală. Așa. Și acum amestecăm. Amestecăm așa bine. Le amestec bine, bine. Am să le pun tot într-un blender și pun aici totul și mixez bine, 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 bine. Având în vedere că membrana mea nu s-a făcut așa bine, praf, praf, praf. Și punem așa aici. Și mixăm. Și compoziția mea este gata. Masca mea este gata. Așa. Și voi pune aici din nou toată compoziția. Așa. Vedeți? Și acum, ia uitați cum arată. Așa. Se putem aplica pe față. Așa. Și aplicăm. Ia uitați. Înmuiem așa, și aplicăm, uite așa. Așa. Pe unde avem, ia uitați. Aici, pe la coada ochilor. Așa, în jurul buzelor. Așa. Așa. Și dăm așa peste tot. Vedeți? Și lăsăm un sfert de oră și după aceea ne spălăm fața.
Așa. Și facem această operație de 2-3 ori pe săptămână. Așa. Și masăm, masăm, așa. Putem da și pe gât și pe decolteu, așa aici. Și o să întinerim, așa. O să fim frumoase, frumoase. Așa. Tenul trebuie să fie curățat, spălat bine. Așa. Și dăm și pe gât. Așa, ia uitați. Așa, și pe decolteu aici. Și ne facem frumoase, frumoase. Dăm așa încet, peste tot aici, la coada ochilor, așa, pe nas. Ia uitați, aici unde avem cearcănele, în jurul buzelor, așa. Și masăm, așa, masăm încet, cu mișcări delicate, așa. 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 Așa, după ce a trecut timpul și ne-am clătit cu apă caldă, trebuie să aplicăm o cremă hidratantă, cea pe care o folosiți de obicei pentru îngrijirea pielii și a feței. Și mai aplicăm încă o dată. Așa. Și dăm. Iertați. Așa. La coada ochilor. Pe frunte. Așa, unde aveți riduri. Și să vedeți ce piele frumoasă. Și așteptăm și pe gât și pe decolteu. Așa. Și să vedeți ce piele frumoasă o să avem. Așa. Și cu ce ne rămâne pe așa, o să dăm pe mânuțele noastre, că și mânuțele noastre au nevoie de îngrijire. Așa. Și dăm pe mânuțe, pe unghii. Așa. Ca să avem mâinile frumoase. Așa. Și facem un Această masaj. rețetă pe care eu v-am dat-o astăzi este un remediu natural foarte popular de ani și ani pe care îl folosea și bunica mea și nu are efecte secundare și chiar funcționează. Au trecut cele 15 minute. Acum ne spălăm cu apă caldă fața și după aceea o să folosim o cremă hidratantă. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare. Aceasta este crema masca cu acid ialuronic. Și să nu uităm de proprietățile oului. Să nu uităm de aceste proprietăți pe care le avem aici, lângă noi, în casă. Vă doresc multă sănătate și numai bine. La revedere, pupici și multă, multă sănătate. Vă doresc!